Furtuna de luni seara a provocat mai multe pagube în județul Suceava. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Cătălina Bihoalar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. Codul galben de vreme instabil a fost prelungit până miercuri. Furtuna de luni seara a provocat pagube. Premierul Nicolae Ciucă ar putea avea o vizită de două zile în județul Suceava. Iar suceveanul Stelian Nistor va fi președinte al Conferinței Mondiale a Masoneriei pentru 5 ani din 2025. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Furtuna de luni seara a provocat mai multe pagube în județul Suceava. La marginea o gospodărie a fost lovită de un trăsnet și a fost cuprinsă de un incendiu, iar la Vatra Dornei și Câmpul Lung Moldovenesc, mai mulți copaci au fost rupți de vânt și s-au prăbușit pe carosabil. Avertizările cod galben, meteorologic și hidrologic au fost prelungite până miercuri. Furtuna de luni seara a provocat mai multe probleme în județul Suceava. La Vatra Dornei, pompierii militari au fost solicitați să intervină după ce vântul puternic a rupt un copac în zona pietonalului din centrul stațiunii, la intrare pe podul peste râul Dorna. Pompierii militari au intervenit cu accesoriile din dotare și au îndepărtat copacul rupt din zona pietonală. Un alt copac a fost rupt de vântul puternic pe strada Cuza Vodă din municipiul Câmpul Lung Moldovenesc. Arborele a căzut pe carosabil și bloca accesul autovehiculor pe stradă. Copacul rupt a fost îndepărtat de pompierii militari. Marți dimineață, o gospodărie a fost lovită de un trăsnet la marginea. Au ars anexele cu bunurile din interior și 10 păsări de curte. Administrația Națională de Meteorologie a prelungit codul galben de instabilitate atmosferică până miercuri la ora 10. Conform meteorologilor, vor fi semnalate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și grindina. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 25-30 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40-50 de litri pe metru pătrat. De asemenea, codul galben hidrologic pentru bazinele râurilor Bistrița, Moldova și Suceava a fost prelungit până miercuri la ora 24. În acest interval se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite cu posibile depășiri ale cotelor de apărare. Nicolae Ciucă va reveni în județul Suceava cel mai probabil într-o vizită de două zile, pe 24 și 25 august. Pe 24 august, premierul va vizita Centrul Medical de Radioterapie din incinta Spitalului Județean Suceava. Apoi va asista la semnarea contractului pentru refacerea Palatului Administrativ. A doua zi, prim-ministrul va fi prezent la inaugurarea drumului prin Izvorul Alb spre Rarău și la Vatra Dornei, acolo unde se lucrează la magistrala de gaz metan. Premierul, care este și președinte al PNL, revine la Suceava la invitația prim-vicepreședintelui partidului, Gheorghe Flutur, președinte al Consiliului Județean Suceava. Anterior, Nicolae Ciucă a mai fost la Vama Siret la finalul lunii februarie, în debutul crizei refugiaților din Ucraina. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei, alături de mine în studioul știrilor și astăzi jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit! Bună, Cătălina, bine m-a regăsit! Până la urmă vine doar premierul Nicolae Ciucă. Știi că discutam săptămâna trecută... poate vine și cu ministrul dezvoltării. Că poate... Da, mă rog, cel puțin pe comunicarea Guvernului României cu programul pentru ziua de miercuri 24... Nu apare că vine și ministrul dezvoltării. Poate comunicarea asta la altă o face ministrul dezvoltării. Sau poate se fac poate, o vizită surpriză împreună. Nu, dar ca să fi venit mai mult de un ministru, mai mult de domnul Ciucă, el e prim-ministru, dar mai mult de un ministru, trebuie să faci o întâlnire cu Sași. Cum a făcut domnul fost primar de la Sibiu, cu un prieten de-a lui, vechi prieten de-a lui, și s-au întâlnit, nu știu, într-o peșteră, nu știu unde, ce am văzut un pic așa niște secvențe, într-o cramă, nu mi-am dat seama unde erau, într-un loc unde se ține stand-up comedy, parcă era așa. S-au întâlnit fostul primar, așa, țeapă încă de obicei, cu prietenul lui care era foarte relaxat și era prezent jumătate din guvern acolo ca să-i cânte osanale, să-i pupe mâinile și șpițul la pantof la sultan. În vremurile astea poți face o nuntă în de Bucovina. Seamă ca să vină parte din dar guvern. Dar la ce nuntă te referi? Nu știu, dar au mai fost nunți la care au fost miniștri.
Bun, lasă, nu înțeleg, dar ei cum s-au dus așa slugarnici la o întâlnire, discuție despre Sași. Deci s-a dus jumătate de guvern acolo. Putea să meargă fostul primar de la Sibiu cu cel de la Românii de Pretutinde sau departamentul ăla, cum se cheamă. Cu deputați de la senatori de la minorități. Minorități și ea era. Nu, jumătate de guvern. Altă treabă n-aveau decât să săsească acolo șase sași în șase săci. Așa. Dar de-aia ar fi venit. Aici vine premierul singur, dar el oricum e, face cât mai mulți, că e bine făcut, este puternic. Și ce să mai vină și domnul Ceche, că doar nu semnează el. Sunt niște funcționari care semnează, nu? Și aici că a venit cu doamna de la CNI. Semnează și, până la urmă, și ministrul, nu? La da, final. Bun, la final. Dar aici e o chestie tehnică, asta e o chestie simbolică. Vine premierul și asistă la semnarea documentului prin care se vor începe lucrările la aparatul administrativ. Și e bun așa de întrebat, dar nu întreabă nimeni. Și chiar dacă întreabă domnul Ciucă, nu-i de aici, nu știe să răspundă. Dom'le, cum e posibil ca într-o țară membră UE, am mai vorbit că mi-și rușine mie și să mă repet, așa, să te apuci, s-a luat foc astăzi casa și tu să te apuci să refaci casa după martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, după un an și șase luni, după un an jumate. Adică de întrebat, domnul Ciucă, dumneavoastră unde stați? Nu ne dați adresa, că nu vrem să vă atentăm. Victoria, tot palat. Nu, dar unde stă el la casă? Unde stă el? Am o casă la Snagov, zic. Că și-a făcut casă la Snagov din salariul de bugetar. În fine, a fost și în teatru de operațiuni, a jucat teatru acolo. Și unde stați? În Snagov. Bun. Doamne ferește, câte camere aveți? 5 camere. Doamne ferește, domnul prim-ministru. Plecați de acasă. Niște copii, niște năzdrăvani de acolo se joacă cu carbiți sau cu foc, nu știu, așa, și dă foc la casă. Și vă arde casă, Doamne ferește. Dumneavoastră, ce faceți? Vă mutați la vecinul și stați acolo ani de zile, uitat? Așa? Sau vă apucați să vă reparați casa? Și bineînțeles că premierul Ciucă, care e prin gospodarul țării, dacă primarul e prin gospodarul unei localități, primul ministru e prin gospodarul țării. Vă spun, domnule, în momentul ăla trece șocul ăla, că suferi un șoc când se întâmplă deși așa ceva. Deși e militar antrenat și dar n-ar trebui să dar sufere de asta. Vorba despre proprietatea ta și chit că e asigurată casa, după ce îmi trece șocul, mă apuc de treabă. Și cam cât timp vă trece șocul? Păi, în două zile. Și a treia zi se apucă de treabă. Și ne-a întrebat, dacă tu ai, aici e Consiliul Județean Suceava proprietar, a făcut-o Franț Cavaler de Roș ca să se bucure capitalistul Franț Cavaler de Roș din timpul Imperiului Austro-Ungar. A făcut-o, nu? Când a făcut-o? Nu, în 20 și ceva, cât? 100 de ani? Prin timpul Imperiului era. Ca să se bucure capitaliștii de astăzi bugetari. Este toți capitaliștii de astăzi bugetari. Și le ars casa. Și întreb, domnule, dacă la tine acasă faci așa, de ce la tine la serviciu nu faci așa? Atât așa l-aș întreba eu pe domnul prim-ministru. Aș vorbi singur cu siguranță, pentru că ar da un răspuns. El și așa vorbește foarte, foarte, foarte greu. Dar nefiind de aici, n-aș ști să răspundă la întrebarea asta cu patul. Bașca faptul că dacă îl întreb de drumul Dolhasca, Suceava îl bag în ceață tot. Pentru că știe de drumul Izvorul Alb, știe de altul da, drum. Da, ăla a făcut-o. Că dacă îi zic cu Deș Bosan și zice că le-au la mișto, zice, ce cuvinte sunt astea? Ce, dumneata, ce faci? Nu ai niște limite? Ce, mă înjuri în niște cuvinte necunoscute? În regionalisme? Așa, aia și va fi o vizită. Celelalte, da. Are cel puțin două sunt sigur anunțate, a doua asta, zi e programată o altă vizită. Sunt aceste evenimente de greutatea necesară pentru prezența prim-ministrului? Anterioara și singura dată când a venit în această calitate în județul Suceava a fost la sfârșitul lunii februarie, în primele zile de la izbucnirea războiului din Ucraina, la Siret, în Vam. Păi dacă într-o noapte, într-o seară. El e șeful PNL. Gheorghe Fluturi numărul 2. E prim vicepreședinte. Păi măcar atâta, să-l aducă pe prim-ministru aici să îi mai arate una alta, să spună hai cu egalarea, hai să așa, știți, să-l mai împing.
Păi de-aia îl aduce, măcar îl aduce. Adică ceva mai bun de atâta n-avem, nu? Păi dar ce să-i facă? Dacă nu era șef pe țară, Gheorghev, nu îți venea nici Nicolae Ciucă. Dar e de vizita prim-ministrului, da, inaugurarea unui centru privat, public-privat. A, tu te referi la asta, la spital? De exemplu? Nu, dar el nu merge asta. El merge să vadă spitalul. Care este primește înapoi medalia? Sau nu, că ai luat ce informație primar, ai? El, el nu are voie să dea medalii. Da, el nu dă medalii și oricum nu-i de aici, ți-a zis că n-are nicio treabă. Și da, pe unde îl duce șeful județului, domnul Frutură, și șeful județului îl duce la spital, că spitalul arată bine și e și nouă managerul ăla vechiul de a lua concursul și o să-i dea raportul că a făcut liceul militar managerul și se înțeleg între ei. E un limbaj, așa cum vorbesc păsărelele. Eu nu cred, am stat și mă întreb, oare asta stâncuțele se înțeleg cu mierlele? Adică ele vorbesc aceeași limbă? Știi, când ciripesc acolo. Nu știu, așa, militarii vorbesc între ei ca și cum vorbesc două stâncuțe sau două mierle sau doi guguștuci. Din aceeași specie, adică. Din aceeași specie. Și domnul manager de la spital a făcut liceu militar, domnul Ciucă e militar. Mai mult de decât e, atât, da? Mai mult, general în rezervă. Și altfel, ei se înțeleg altfel. Au limbajul lor ăla. E necunoscut pentru marile public. Nu poți să-ți dai seama. E ceva între limba pe care o vorbesc. Cum e așa? Suali? Sau e altceva, nu? Și oricum, urechea omului... Neantrenată. Fi. Neantrenată, nu percepe niște sunete. Ca la delfin. Ele sunt ori foarte joase... Frecvențe diferite, da, nu? Ori foarte joase, ori foarte înalte. Și ei se întâlnesc, vorbesc acolo și domnul Ciucă, evident că va rămâne impresionat atât de Spitalul Județean Suceava, cât și de managementul lui, va rămâne efectiv uluit. Și aproape nu-și va găsi cuvintele. Nu știu, dar el oricum nu-și le găsește. Mie să nu-l uluiască prea tare, să clacheze, să nu vorbească. Și îl duce la spital, că acolo treaba are ce să-i arate. Și acum mai zice că se face nu știu ce din ăsta de radioterapie. Înțeleg că e foarte așteptat. Băi, dar dacă îl duce la asta, la radioterapie, la radio top, ce nu-l aduce? Că avem și noi radio. Tot cu radio, nu? Fără terapie. Deși poți face terapie și cu muzică. Da, da, eu nu. De aia cu muzică bună. Da, eu nu pot să vorbesc, eu n-am aia suali. Nu știi frecvența. Dar ești pe 104 FM, nu fi frecvență bună? Da, e bună. Până la 108 nu se închide, e bun. Și apoi mai e drumul prin Izvorul Al spre Rarău și la Vatra Dornei, unde se lucrează la magistrala de gaz metan. Aia poi mie, lasă, mai vorbim și mâine. Mâine, tu crezi mâine o să fie nu știu ce subiect? Azi oricum, mâine când ne întâlnim, vizita e în desfășurare și nu o să știm mare lucru. A fost așa o ședință la Colegiul Prefectural, s-a vorbit și despre școală, cum e școala. Că va fi altfel. Nu, că sunt niște școli unde nu e făcut nu știu ce, sunt niște probleme. Că am fi și iar a dat numărul școlilor fără autorizație, nu mă interesează pe nimeni. E an de an același lucru. Și ori ai autorizație, ori n-ai autorizație, tot funcționează, adică nu se întâmplă nimic. Dacă e școală, că dacă n-ai avea autorizație în mediul privat, crede-mă că nu funcționezi. Domnul Bocanci, șeful inspectoratului școlar, a prezentat situația în condițiile în care abia astăzi începe inspecția inspectorilor școlari pe la școli. Și ce se mai poate face în 10 zile? Nimic. Nu, dar astea sunt tot în fiecare an. În fiecare an se fac inspecțiile. Inspecția asta n-ar trebui să fie chiar când se termină anul școlar? Eu o să spună, da, avem vacanța la dispoziție și cât e vacanța, noi cârpim acolo. Dumneavoastră, unde vedeți peretele ăla crăpat, acolo vine domn Costică, am vorbit cu el, e plecat până la Vârsul, la Caracal, care de făcut ceva. În 2 zile înapoi, vine, dă jos, îi dă un kit, îi dă un var și dă și vopsea și arată bici. Lăsați-ne să treacă vara. Și acum fiecare an se face inspecția asta cu 5 zile înainte de începe, 6 zile înainte de începerea școlii. Se va încheia inspecția pe 31 august. Și se prezintă situația, doar inspecțiile nu se fac să se rezolve ceva, ca să se rezolve ceva. Ele se fac pentru ca autoritățile să fie informate, să aibă o situație și dacă îl întreabă de la București sau de la presă, cineva, domnule, care e situația, zice 10 școli fără WC-ul, 10 școli fără becuri, 10 școli fără lemne, 10 școli fără profesori, 10 școli fără copii. Dar fi doar 10. Și? De fiecare. Nu, de astea 10. Și? Noi avem situația. Mai departe, scrie în carte. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin.
Doamnelor și domnilor, știrile continuă. Suceveanul Stelian Nistor, suveranul mare comandor al Supremului Consiliu de grad 33 și ultim al masoneriei din România, care la acest moment deține poziția și mandatul de vicepreședinte al Conferinței Mondiale până în 2025, va deține din 2025 și până în 2030 poziția și mandatul de președinte al Conferinței Mondiale. Tot în 2025, România va înregistra o nouă premieră. Capitala va găzdui Conferința Mondială a Supremelor Consilii de grad 33 și ultim al ritului scoțian antic și acceptat. Pe 27 iulie, Supremele Consilii ale Ritului Scoțian au adoptat în unanimitate o propunere istorică cu privire la România. Poziția și mandatul de vicepreședinte al Conferinței Mondiale până în 2025 și apoi poziția și mandatul de președinte al Conferinței Mondiale pentru următorii 5 ani din 2025 până în 2030. Prin suveranul mare comandor, suceveanul Stelian Nistor, dar și organizarea pentru prima dată în existența multiseculară a ritului scoțian a Conferinței Mondiale la București. La 6 august a avut loc în capitala României sesiunea națională a ritului scoțian antic și acceptat din România, ocazie cu care au sosit delegați din 21 de țări. Stelian Nistor, suveranul mare comandor al Supremului Consiliu de grad 33 și ultim al masoneriei din România, a declarat pentru Mediafax că dacă străinii respectă România, atunci și România ar trebui să o facă zi de zi. Această imensă bucurie are și doza ei de amărăciune, deoarece piedicele au fost generate și susținute activ din țară. La 11.500 de kilometri de București, votul unanim al conferinței mi-a confirmat că se poate face în așa fel ca România să fie văzută cu mult mai mare, mai demnă și mai importantă decât încearcă unii să ne facă să acceptăm a fi. Dacă străinii pot fi determinați la acest înalt nivel să respecte România, fie și măcar din când în când, noi românii, de ce să nu o respectăm în fiecare zi? Să învățăm cu demnitate, să ne ridicăm privirea de jos, să ne gândim la țara noastră nu doar ca la bucata de pământ pe care călcăm, ci și ca la bucata noastră de cer și să scrieți aici țara cu ț mare. Poate că a venit timpul ca acest cuvânt să se vadă mai bine. Mergem fix înainte. Prezent în studioul Intermedia în august 2021, Stelian Nistor a vorbit între altele despre impresia greșită pe care masoneria a lăsat-o mentalului colectiv în România, cel puțin. Organizația pe care eu o conduc e doar una din cele două părți ale masoneriei din țara noastră. Masoneria a lipsit din evoluția, sau mai precis din parcursul societății românești de la 1937 până în 1990. Lipsind, deodată mentalul colectiv a creat o imagine proprie, ajutată și de propaganda comunistă, pentru că masoneria, fiind o organizație cu ramificații internaționale, se constituie într-un pericol pentru autocrații, pentru țările unde nu este democrație. Și lipsind, mentalul colectiv a creat o imagine aberantă, adică a situat masoneria în spatele a tuturor întâmplărilor tenebroase din lume, cu făcutul guvernelor, cu președinți, cu prim-ministri. Nu este așa, dar această imagine a făcut rău până la capăt, pentru că în 1990 a fost o fervoare de a adera la masonerie în România, dar nu la ceea ce este cu adevărat masoneria, ci la propria noastră închipuire, propria noastră percepție sau despre masonerie. La fel s-a întâmplat acestei țări și cu democrația. Noi n-am intrat în democrație în 95, în ceea ce credeam că este democrație și care astăzi, mai mult ca niciodată, după 30 de ani, își arată părțile nevăzute. Nu spun că bune sau că rele. Nevăzute, neștiute atunci. Nume mari ale teatrului românesc vor fi la Suceava între 26 și 28 august. În cadrul evenimentului Teatru la Cetate vor fi trei seri de teatru autentic la Cetatea de Scaun a Sucevei. Maia Morgenstern, Adriana Trandafir și Larry Georgescu sunt câțiva dintre actorii care vor avea spectacole cu 5 piese de excepție.
Muzeul Național al Bucovinei va organiza în zilele de 26, 27 și 28 august 2022 trei seri de teatru autentic, ce vor avea loc la Cetatea de Scaun a Sucevei. Evenimentul Teatru la Cetate aduce la Suceava nume mare ale teatrului românesc. Maia Morgenstern, Adriana Trandafir, Lari Georgescu au fost invitate cu două spectacole și Teatrul pentru Copii și Tineret Vasilache Botoșani și Teatrul Matei Vișniec Suceava. Vor fi spectacole cu 5 piese de excepție. Programul este următorul. 26 august, ora 19, Adriana Trandafir și George Hodor în spectacolul Pasărea Măiastră, Maria Tănase, regia George Bănică. 27 august, ora 17, Teatrul pentru Copii și Tineret Vasilache Botoșani cu spectacolul Miorița, adaptare după Vasile Alexandrii, regia artistică Silvia Răileanu. Ora 19, Teatrul Dramaturgilor Români București, Maia Morgenstern în spectacolul Nu sunt eu, direcția de scenă Victor Ioan Frunză. 28 august, ora 17, Teatrul Matei Vișniec Suceava cu spectacolul Tragicomedia lui Don Cristobal și A Rozitei de Federico Garcia Lorca, în regia lui Zalan Zacarias. Ora 19, Teatrul Dramaturgilor Români București, Lari Georgescu în spectacolul Jungla TV de Gigi Căciuleanu. Biletul este cel de intrare în cetate și costă 4 lei pentru elevi și studenți, 8 lei pentru pensionari și 16 lei pentru adulți. Cineconcert, competiție de scurtmetraje românești, teatru, lungmetraje și multe activități pentru copii. Toate acestea au fost create special pentru cea de-a 7-a ediție a Câmpul Lung Film Fest. Nelipsita seară a culturilor comparate, Turcia și Grecia, anul acesta este programată pentru sâmbătă. Festivalul, care și-a făcut în ultimii 7 ani o misiune din reintegrarea în conștiința publică a mai multor spații urbane ieșite de pe harta comunității prin reconversia lor în spații de evenimente culturale, se desfășoară în perioada 25-28 august. Suntem un festival comparativ de scurtmetraje și am încercat mereu să aducem o țară europeană și o țară non-europeană. Când nu s-a putut, s-au invitat țări europene, n-a fost asta neapărat o strictețe de-a noastră, dar cumva așa am început, să aducem două culturi și să le comparăm prin scurtmetraje direct. Anul acesta am decis Grecia și Turcia pentru că la ideea noastră mi se pare că Grecia și Turcia cumva seamănă, dar sunt foarte diferite și nu știu, te duce cuvântul așa la vacanță, la antichitate, la căldură, relaxare, și amândouă sunt similare în acest fel, dar eram curioși cum se compară prin scurtmetraj și cum e arta diferită în aceste țări. Și sperăm că ne va ieși. N-ați avut nicio ediție care să nu voiasă, din câte știu eu, așa că... Asta clar, dar această comparație, vrem să vedem dacă chiar este atât de incitantă precum am crezut-o noi. Din ce am văzut eu și din filmele alese, cred că este ceva chiar care merită urmărit. Festivalul va începe joi cu un cineconcert, care este singurul loc în care avem bilete și singurul loc pe care vrem cumva să-l vindem din cauza locurilor foarte limitate. Îl facem în Biserica Catolică a orașului și nu ne permitem să aducem un public foarte larg și de-aia am pus intrare. Uh-huh. Acolo vin cei de la Carpov Not Kasparov, doi băieți din București, care sunt destul de populari și destul de puternici așa pe speța asta de cineconcerte. Vin cu filmul Inhumane din 1927, dacă nu mă înșel. Și viei practic un cineconcert. Ce este un film la care coloana sonoră nu se mai face din audio, nu mai este cea originală a filmului, este cea făcută live de, în cazul de față va fi un fel de DJ, sau sunete mixate pe calculator, dar am avut acum câțiva ani și un organist care a făcut coloana până la sonoră a filmului. Asta este un eveniment destul de special care se întâmplă la mai puține festivaluri de film. Iar apoi continuăm cu CFF Village, care va fi zilnic începând de vineri până duminică, începând de la ora 10 în Parcul Mihai Eminescu, unde acolo vom face cumva o zonă de relaxare, o zonă de comunitate, o zonă de lounge pentru toată lumea, pentru că fiind un festival, totuși nu vrem doar să dăm proiecții, nu vrem doar să avem anumite chestii la anumite ore. Vrem să fie un trafic constant de persoane, să fie un lumea să aibă, cumva să zică, că nu are ce face tot timpul zilei la Câmpul Lung Film Fest.
Câmpul Lung Film Fest este un eveniment organizat de Asociația Hasmatsuki în parteneriat cu Primăria Municipiului Câmpul Lung Moldovenesc. La peste 20 de ani de la închiderea ultimului cinematograf din oraș, festivalul și-a făcut în ultimii 7 ani o misiune de reintegrare în conștiința publică a mai multor spații urbane ieșite de pe harta comunității prin reconversia lor în spații de evenimente culturale. Sala Fustului, Cinema Luceafărul, Sinagoga Veche și Templul Evreiesc, Complexul BTT, Vechea Pârtie de Schi a orașului, parcările cartierelor mari, platoul central, Muzeul Arta Lemnului, Colegiul Silvic Bucovina, Biserica Catolică, Parcul Mihai Eminescu. Programul detaliat al festivalului poate fi consultat pe pagina de Facebook Câmpul Lung Film Fest. Bucovina se află la coada clasamentului privind bunele maniere la restaurant. Concluzia aparține unui sondaj realizat de un portal de rezervări online în industria Horeca. Rezultatul sondajului arată că bucovinenii vorbesc cu gura plină, sunt gălăgioși și sunt cei mai nerespectuoși cu ospătarii. Rezultatele unui sondaj de opinie arată că Bucovina s-ar afla la coada clasamentului privind bunele maniere la restaurant. Conform datelor, Transilvania s-ar situa pe primul loc în topul bunelor maniere la restaurant. 52% dintre respondenții din această regiune îi descriu pe cei care iau masa în oraș ca fiind manierați sau foarte manierați. Urmează Banatul cu 50%, Crișana cu 45%, iar ultimile locuri sunt ocupate de Dobrogea, Maramureș și Bucovina. Datele arată că 67% dintre respondenții din Bucovina și Maramureș întâlnesc cel mai frecvent persoane care vorbesc cu gura plină la restaurant. De asemenea, Bucovina și Maramureș sunt pe primele locuri și cu privire la nivelul de zgomot provocat de clienți. La polul opus, bănățenii ar fi cei mai puțin gălăgioși la restaurant. La capitolul punctualitate, cei mai neserioși sunt locuitorii din Dobrogea, unde 33% obișnuiesc să întârzie. Cu privire la atitudinea față de personalul restaurantului, sondajul arată că bucovinenii ar fi cei mai nerespectoși cu chelnerii. La masă sunt maniere care se deprind de acasă. Pentru că acolo copilul crește, acolo vede niște lucruri, știm bine, copiii învață prin imitație și dacă părinții știu, copiii vor ști și ei. Acasă se învață în primul rând buna cuvință. Buna cuvință și la masă, și aici își are locul. Și când vorbim de bună cuvință, asta înseamnă că nu te năpustești asupra mâncării, înseamnă că nu te trântești pe scaun când te așezi la masă, nu faci totul ca să fii tu primul, nu-ți pui munte de mâncare în farfurie, nu ții furculița ca pe o armă, nu îndrepți spre celălalt, copiii mai au tendința să facă așa ceva, nu râgâi, etc., etc. Sondajul a fost realizat de portalul de rezervări online Bookingham. Manierele românilor au fost evaluate printr-un chestionar în care respondenții au descris comportamentul celor din jur. La chestionarul realizat online au răspuns peste 200 de persoane. Mănăstirea Voroneța a găzduit reuniunea promoției 1985 de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu. Sfânta liturghie a fost săvârșită de către preasfințitul părinte episcop Antonie din Biserica Sfântul Gheorghe, așezării monahale. Organizatorul întrevederii a fost părintele Viorel Vârlan de la Biserica Nașterea Maicii Domnului in Memoriam Suceava. Absolvenții promoției 1981-1985 ai Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu, vechiul Institut Teologic de Grad Universitar din Sibiu, s-a reunit la Mănăstirea Voroneț. Sfânta liturghie a fost săvârșită de către preasfințitul părinte Antonie, episcopul de Bălți, alături de un sobor de preoți și diaconi, inclusiv o parte dintre preoții care acum 37 de ani au finalizat studiile de licență la Facultatea de Teologie din Sibiu. Preasfințitul părinte Antonie i-a oferit stavroforei Gabriela Platon o candelă care să ardă pentru unitatea neamului românesc. Când mă bucur împreună cu frățiile voastre, păstrați această rânduială. Nu o să vă spun nimic de ce ține de preoție. Doar atât un îndemn, vă spun tot ce am citit noi sau am auzit în cele al preoției, să ne străduim să le îndeplinim. Să nu uităm de Basarabia, după ce ne rugăm pentru noi, pentru sufletele noastre, să rostim o rugăciune și pentru Basarabia, pentru frații noștri de acolo. Noi suntem un neam și s-ar cuveni să fim
mai interesați de ce se întâmplă acolo. Mai multă unitate, mai multă solidaritate. Vă mărturisesc că nu de fiecare dată am simțit aceasta în spațiu aici, în România. Am o explicație a mea, la fel, poate este consecința educației care a fost în perioada socialistă, cred. Nu știu, lecții de istorie, poate nu se vorbește, nu știu motivul. Preasfinția voastră, mulțumim foarte mult, Budaproste, pentru această candelă și pentru că sunt sigură că ați aprins-o de la candela de pe Sfânta Masă de la noi. Asta este Sfânta Lumină, care a venit din cer și anul acesta. Slujiți astăzi la altarul unde a slujit și tu, Daniel Sihastru, și atâția alți cuvioși care s-au nevoit 350 de ani aici la Mănăstirea Voroneț și pereții aceștia sunt impregnați de rugăciunile lor, în primul rând, de murmurul rugăciunilor și de zi și de noapte care vor fi fost. Și noi, după o pauză de 206 ani de nemănăstire, cu ajutorul Dumnezeu, începând cu măicuța noastră stareță, întâia stareță a Mănăstirii Voroneț, Avrafora Irina, și ucenicele ei, reînviem mănăstirea aceasta de atâtea sute de ani și cu valoare atât de inestimabilă pentru spiritualitatea românească. Simțiți că sunteți suflet din sufletul nostru, preoți au simțit una cu preasfinția voastră. Vă mulțumim. Vorbim de Basarabia, vorbim de fapt de Moldova lui Ștefan cel Mare, aici e Bucovina, acolo e Basarabia, împărțiri în 1775-1812, niște momente grele pentru Moldova lui Ștefan cel Mare, dar vorbim de aceeași Moldova lui Petru Numușat, al lui Alexandru cel Bun, al lui Ștefan cel Mare și Sfânt, al lui Petru Rareș. După aceea au venit năvălitorii și așa cum ați spus, trebuie să fim uniți. Nu știu cât vom fi la anul, de-aia tot facem chemarea după 35 de ani, cam fiecare an să ne întâlnim. Venim fiecare și mulțumim lui Dumnezeu cu recunoștință pentru tot ce că suntem iarăși împreună. Vă mulțumim că ne-ați onorat, mulțumim Maică Stareță pentru tot și Voronețul pentru mine rămâne ca un loc sacru, un loc sfânt, un loc binecuvântat și prin locul care este, prin faptul că aici a fost măicuța Irina, prima stareță, și pentru că acum este Maica Stareță Gabriela. La mormântul Stavroforei Irina Pântescu s-a oficiat slujba parastasului, atât pentru întâia stareță a Voronețului, cât și pentru profesorii și absolvenții promoției 1981-1985. Oaspeții au avut parte la final de o scurtă prezentare a picturii exterioare a mănăstirii Voroneț. 67 de copii și cadre didactice din Comuna Pătrăuți au participat la prima ediție a drumeției Ciclism în Crujana. Evenimentul organizat de primăria din localitate își propune să promoveze mișcarea și un stil de viață sănătos în rândul tinerilor. Curtea școlii Constantin Morariu din Pătrăuți a fost din nou plină ochi. Deși este încă vacanță, curtea școlii Constantin Morariu din Pătrăuți a fost din nou plină de copii. Deși este încă vacanță, aceștia și-au luat bicicletele pentru a participa la o drumeție în pădurea Crujana. Ciclism în Crujana, o activitate care ne-am dorit-o de mult timp și atât că astăzi o punem în practică. Avem împreună cu noi organizatorii, Primăria Pătrăuți și Școala Gimnazială Constantin Morariu, vreo 67 de copii înscriși, mai sunt și vreo 2-3 pe lângă și vrem să cugem un traseu prin pădurea Crujana, din comuna Pătrăuți, bineînțeles undeva la vreo 7,5 km. Pe acest traseu vom avea vreo două popasuri, apoi la cap de linie vom servi masa pregătită de colegii noștri, ne vom simți bine acolo și de acolo, din nou spre școală, undeva tot la vreo 7,5 km. Și cred că va fi astăzi un eveniment frumos, plăcut pentru noi ca și adulți și, bineînțeles, plăcut și pentru copii, un eveniment sportiv și prin acest lucru vrem să încurajăm mai mult sportul în rândul tinerilor, în rândul copiilor, în rândul adulților, pentru că un corp sănătos este și o minte sănătoasă și vrem să trăim bine și frumos. Copiii s-au bucurat foarte mult de această drumeție, mai ales că au putut să vină împreună cu cei mai buni prieteni. În ce clasă ești, Adelina? Intru în a patra. Felicitări! Ce te-a convins să vii la această competiție, la această drumeție? Păi,
Mie îmi plăcea foarte mult să mă dau cu bicicleta și dacă am auzit o drumeție cu bicicleta, imediat vreau și eu să vin. Eu am vrut să vin cu Adelina împreună aici pentru că suntem verișoare. Și am vrut să vin pentru că îmi place să merg cu bicicleta. Le-ai transmită și altor copii să participe, de ce să o facă? Da, pentru că este ceva frumos. E pentru prima dată când particip la o competiție sau ai mai fost? Am mai fost. Cu prieteni am mai făcut competiții. Cât despre mersul pe bicicletă, cam cât mergi tu cel mai mult pe bicicletă? Cea mai mare distanță pe care ai parcurs-o? 20-21 de kilometri. Scopul evenimentului este acela de a încuraja mișcarea și un stil de viață sănătos în rândul elevilor. Participă copiii atât din școala noastră cât și copiii din comuna noastră și sperăm să fie o zi cu rezultate frumoase, toată lumea să fie mulțumită și bucuroasă și sperăm la o altă ediție, o viitoare ediție, asta fiind prima. Ne bucurăm că primăria a dat această șansă copiilor din comunitatea noastră. Au mai fost și alte activități de genul acesta și cu alți parteneri împreună cu primăria. Am venit la solicitarea domnului primar Iseptiuc, care a avut o inițiativă extraordinară. Am spus să facem o activitate cu elevii de la școală, dar au venit și cei care au terminat clasa 8-a. Mă bucur că este prezentă foarte mare, sunt în jur de 65 de copii. Sperăm că această activitate să aibă și continuitate în ceilalți ani. De altfel, domnul primar ne-a promis că în fiecare an, vedeți și dumneavoastră, avem pe ediția 1. Și este un prilej bun de socializare, de a face mișcare și de a lupta pentru sănătate, că în primul rând asta ne dorim. Drumeția Ciclism în Crujana a fost organizată de Primăria și Consiliul Local Pătrăuți în parteneriat cu Școala Gimnazială Constantin Morariu. Fălticeneanca Aisia Prisecariu va reprezenta România la campionatele mondiale de not pentru juniori. La competiția din Peru, sportiva legitimată la Cesenada Florilor Fălticeni, va concura în probele de 50, 100 și 200 de metri spate. România va participa la campionatele mondiale de not pentru juniori cu 9 sportivi, între care și fălticeneanca Aisia Prisecariu. Competiția se va desfășura la Lima, în Peru, în perioada 30 august-4 septembrie. Aisia Prisecariu, sportivă pregătită la secția de not a clubului Cesenada Florilor Fălticeni de antrenorii Andrei Pinticanu și Luis Lăcătuș, va fi la start în probele de 50, 100 și 200 de metri spate. Recent, la Festivalul Olimpic al Tineretului European, Aisia a cucerit 2 medalii de argint la 100 și 200 metri spate și o medalie de bronz în proba de ștafetă feminină 4x100 metri mixt. O parte a delegației României a plecat spre Peru în dimineața zilei de duminică. Lotul se va reuni la București joi 25 august, iar o zi mai târziu este programat zborul spre America de Sud. Ultima medalie obținută de România la mondialele de juniori datează din 2017, când Daniel Martin a cucerit bronzul la 100 metri spate. Ultimul titlu a fost adus de Robert Glință în 2015 la Singapore în proba de 100 metri spate. Șomuț Fălticeni a încheiat seria meciurilor de verificare din această vară cu un meci în compania divizionare a 4-a Siretul Dolhasca. Echipa antrenată de Iulian Ionesi s-a impus cu scorul de 5-1. Șomuț Fălticeni a încheiat seria meciurilor amicale din această vară cu o victorie, scor 5-1, obținută pe teren propriu în fața divizionarei județene Siretul Dolhasca. Echipa antrenată de Iulian Ionesi s-a impus prin golurile marcate de Antonesei, Vitu, Danila, Julei și Robert Ciobanu, după ce oaspeții au deschis scorul prin Irimia. Șomuț Fălticeni a început meciul în următoarea formulă: Iederan Grigoșiță, Antonesei, Nistor, Maganu, Bejenar, Văleanu, Anton, Monah, Dârțu, Cara. Pe parcurs au mai intrat Vitu, Chirilescu, Alexandru, Cârstean, Julei, Eduard Ciobanu, Robert Ciobanu și Savin. Gruparea fălticeneană va debuta în noua ediție de campionat a Ligii a 3-a sâmbătă cu o deplasare pe terenul nou promovatei Viitorul Darabani. Juniorul Suceava a urcat pe podium la Brașov Juniors Cup. Gruparea suceveană a câștigat bronzul la categoria 2011, fără să piardă vreun meci în timpul regulamentar. Echipa pregătită de Ovidiu Vranău a ieșit neînvinsă din faza grupelor după 3-0 cu Tâmpa Brașov, 2-0 cu CSM Făgăraș, 5-1 cu Intergalaxy București, 1-1 cu Academia Gheorghe Hagi și 1-1 cu FC Argeș. În sferturi, echipa suceveană a trecut de campionii Argeș la loviturile de departajare, pentru ca în semifinale să piardă
bătut la loteria penaltiurilor în fața Universității Craiova. Juniorul Suceava a câștigat medaliile de bronz după 5-4 la loviturile de departajare în finala mică cu Steaua Magică Iași. Am reușit să plecăm de la cel mai puternic turneu din țară fără să pierdem vreun meci în timpul regulamentar. Jucătorii mei au arătat determinare, au făcut o mare risipă de efort și țin să-i felicit pentru atitudine, a declarat antrenorul Ovidiu Vranău. Juniorul Suceava s-a bazat la Brașov pe următorii jucători: Vlad Ode, Ștefan Tihon, Alexandru Prisecariu, Petru Constantin, David Negru, Matei Darea, Robert Corhan, Olivian Pășcănuț, Dionisie Toader, Alexandru Nica și Luca Loghin. Știrile intermedia se apropie de final. După informațiile despre starea vremii, jurnalul se încheie cu subiectele zilei. Nu uitați că ne puteți urmări și online pe paginile noastre de socializare și pe www.intermediatv.ro. Sunt Cătălina Biholar, toate cele bune! La noapte cerul va fi în continuare mai mult acoperit în toată regiunea. Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă avertizare cod galben de instabilitate atmosferică temporar accentuată și ploi însemnate pentru județul Suceava, valabilă până miercuri la ora 10. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină. Temperaturile minime se vor încadra între 12 și 18 grade Celsius. Miercuri cerul va fi variabil, mai mult senin în toată regiunea. Doar la Vatra Dornei se mai anunță averse și furtuni izolate. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse între 25 și 30 de grade Celsius. Cel mai cald va fi la Botoșani și la Roman. Furtuna de luni seara a provocat mai multe pagube în județul Suceava. La marginea, o gospodărie a fost lovită de un trâsnet și a fost cuprinsă de un incendiu, iar la Vatra Dornei și Câmpul Lung Moldovenesc mai mulți copaci au fost rupți de vânt și s-au prăbușit pe carosabil. Avertizările cod galben meteorologic și hidrologic au fost prelungite până miercuri. Nicolae Ciucă va reveni în județul Suceava cel mai probabil într-o vizită de două zile pe 24 și 25 august. Pe 24 august, premierul va asista la semnarea contractului pentru refacerea Palatului Administrativ, care a fost lovit de un incendiu puternic pe 6 martie 2021. A doua zi, prim-ministrul va fi prezent la inaugurarea drumului prin Izvorul Alb spre Rarău și la Vatra Dornei, acolo unde se lucrează la magistrala de gaz metan. Premierul, care este și președinte al PNL, vine la Suceava la invitația prin vicepreședinte lui partidului Gheorghe Flutur, președinte al Consiliului Județean Suceava. Anterior, Nicolae Ciucă a mai fost la Vama Siret la finalul lunii februarie, în debutul crizei refugiaților din Ucraina. Suceveanul Stelian Nistor, suveranul mare comandor al Supremului Consiliu de grad 33 și ultim al masoneriei din România, care la acest moment deține poziția și mandatul de vicepreședinte al Conferinței Mondiale până în 2025, va deține din 2025 și până în 2030 poziția și mandatul de președinte al Conferinței Mondiale. Tot în 2025, România va înregistra o nouă premieră. Capitala va găzdui Conferința Mondială a Supremelor Consilii de grad 33 și ultim al ritului scoțian antic și acceptat. Nume mari ale Teatrului Românesc vor fi la Suceava între 26 și 28 august. În cadrul evenimentului Teatrul la Cetate vor fi trei seri de teatru autentic la Cetatea de Scaun a Sucevei. Maia Morgenstern, Adriana Trandafir și Larry Georgescu sunt câțiva dintre actorii care vor avea spectacole cu 5 piese de excepție. Cine concert, competiție de scurt metraje românești, teatru, lungmetraje și multe activități pentru copii, toate acestea au fost create special pentru cea de-a șaptea ediție a Câmpul Lung Film Fest. Nelipsita seara culturilor comparate, Turcia și Grecia, anul acesta este programată pentru sâmbătă. Festivalul, care și-a făcut în ultimii 7 ani o misiune din reintegrarea în conștiința publică a mai multor spații urbane ieșite de pe harta comunității, prin reconversia lor în spații de evenimente culturale, se desfășoară în perioada 25-28 august.
Bucovina se află la coada clasamentului privind bunele maniere la restaurant. Concluzia aparține unui sondaj realizat de un portal de rezervări online în industria Horeca. Rezultatul sondajului arată că bucovinenii vorbesc cu gura plină, sunt gălăgioși și sunt cei mai nerespectuoși cu ospătarii. Mănăstirea Voroneț a găzduit reuniunea promoției 1985 de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu. Sfânta liturghie a fost săvârșită de către preasfințitul părinte episcop Antonie în Biserica Sfântul Gheorghe a așezării monahale. Organizatorul întrevederii a fost părintele Viorel Vârlan de la Biserica Nașterea Maicii Domnului in memoriam Suceava. 67 de copii și cadre didactice din Comuna Pătrăuți au participat la prima ediție a drumeției Ciclism în Crujana. Evenimentul organizat de primăria din localitate își propune să promoveze mișcarea și un stil de viață sănătos în rândul tinerilor. Fălticeneanca Isia Prisecariu va reprezenta România la campionatele mondiale de not pentru juniori. La competiția din Peru, sportiva legitimată la AC Senada Florilor, Fălticeni va concura în probele de 50, 100 și 200 de metri sfate. Șomus Fălticeni a încheiat seria meciurilor de verificare din această vară cu un meci în compania divizionare a 4-a Siretul Dolhasca. Echipa antrenată de Iulian Ionesi s-a impus cu scorul de 5-1. Juniorul Suceava a urcat pe podium la Brașov Juniors Cup. Gruparea suceveană a câștigat bronzul la categoria 2011, fără să piardă vreun meci în timpul regulamentar.